Începem incursiunea în timp cu ediția de pe 1 februarie 1966 a cotidianului Viața Nouă. În cadrul secției 1 construcții confecționate de la șantierul naval Galați s-a dat în exploatare un nou tip de mașină oxiacetilenică, necesară trasării, tăierii și decupării tablei. Ea putea executa lucrări de trasare, tăiere și decupare în diferite poziții de lucru. Viteza medie era de 770 de milimetri pe minut. Metoda de trasare și tăiere se făcea prin fotoproiecție, după clișee executate la scara de 1 la 100, eliminând astfel definitiv lucrările care trebuiau executate manual, ca șablonarea, trasarea, chernăruirea și polizarea. În cadrul planului de dezvoltare și înzestrare tehnică a porturilor Galați și Brăila, Direcția Regională a Navigației Comerciale și-a prevăzut anul 1966 cu importante investiții pentru crearea și amenajarea de suprafețe noi, de producție și mijloace moderne care să asigure un grad ridicat de mecanizare a lucrărilor portuare. Se aflau în lucru în aval de bazinul de cherestea al portului Galați două dane noi dotate cu 4 macarale portal. Se pregăteau spațiile și lucrările de montaj pentru instalarea încă 14 transportoare cu bandă de mare capacitate și a unor macarale de 5 tone pentru sectoarele cu activitate mai intensă. În perimetrul aceluiași șantier se lucra la finisarea unui chei de 300 de metri, la amenajarea unor platforme portuare de depozitare cu o suprafață de 22 de metri pătrați și a unor dane cu chei de apărare a malului. În același timp, cele două porturi urmau a fi dotate cu un remorchier spărgător de gheață, două bacuri de 25 de tone și unul de 300 de tone pentru trecerea peste Dunăre în punctele Giurgeni și Vaduloii, noi pontoane de acostare, șalupe și pilotine fluviale, macarale plutitoare. Muncitorii de pe șantierele sistemului de alimentare cu apă de adâncime a Galațiului lucrau din plin pe tot frontul de lucru, de la izvoarele de la Vadul Roșca până în oraș, pe o distanță de 50 de kilometri. La punctele principale de captare a apei se montau conductele precum și spațiile de pompare între râurile Putna și Siret, în apropierea comunei Suraia, unde era plasat centrul lucrărilor de foraj. Constructorii au săpat până în februarie 1966 peste 14 puțuri. Pe măsura terminării lucrărilor se efectuau probele necesare pentru controlul debitului de apă și a calității acesteia și conectarea la conducta principală. De la începutul anului 1966 și până în februarie, metalurgiștii uzinei de utilaj greu Progresul Brăila au livrat combinatului siderurgic Gheorghe Gheorghiu Udeș Galați 422 de tone de utilaje, dintre care 264 de tone numai pentru laminorul de tablă groasă. Printre utilajele și instalațiile livrate în cadrul planului de cooperare se numărau două mecanisme complete de coborâre, trei linii de transportoare, linie de axe și numeroase buncăre.